O doctrină biblică nu se face în funcție de experiențele noastre. Cei mai mulți ajung să contrazică cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile lui de dragul experiențelor lor, ce au simțit ei sau ce au văzut ei la alții. Și argumentele lor mereu sună cam așa. Eu cred că un om care cade iar în păcat nu mai are Duhul Sfânt. Sau cunosc eu, am văzut eu cu ochii mei pe cineva că a pierdut Duhul Sfânt. Chiar am auzit lucrurile astea. Și, bineînțeles, că implicația e că și-a pierdut mântuirea. Serios, ai văzut tu cum a ieșit Duhul Sfânt din el? Nu ai văzut asta. Presupui. Presupunerile tale devin baza doctrinii tale. Și ar trebui să te pocăiești, să-și ceri iertare înaintea lui Dumnezeu că ai pus presupunerile tale și imaginațiile tale și presimțirile tale deasupra cuvântului Lui. Și de obicei, lenea și presupusul merg mână în mână. Celor care fac astfel, le e lene să studieze cuvântul. Dacă citim atent 2 Petru, capitolul 2 și epistola lui Iuda, unde e vorba de proroși mincinoși sau oameni care se depărtează de la credință, sau oameni care aparent au fost mântuiți și acum nu mai sunt, găsim expresii de genul stele rătăcitoare, fântâni fără apă, nori fără apă, Astea sunt expresiile prin care sunt descriși apostații sau prorocii mincinoși din adunare, care nu au avut niciodată Duhul Sfânt. Iuda, la finalul epistolei, chiar spune direct și clar. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, adică n-au scăpat de sclavia firii pământești. Asta se întâmplă cu un om născut din nou, Roman 6, VI, Roman 8 care n-au Duhul, spune Iuda, care n-au Duhul. Oamenii ăștia nu au avut niciodată Duhul Sfânt. Și aceeași idee e susținută și de Apostolul Ioan. Când vorbește de antihriști cu amic, în 1 Ioan, capitolul 2. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau. Adică nu au fost niciodată dintre ei noștri. Deci au fost în mijlocul nostru, aparent au fost creștini împreună cu noi. Dar au ieșit, pentru că nu erau dintre ei noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ei noștri, dacă ar fi fost cu adevărat mântuiți, născuți din nou, ar fi rămas cu noi. Și au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ei noștri. Deci nu oricine pretinde că e creștin și face parte dintr-o adunare creștină, e mântuit. Așa că, dacă mai vezi vreun antichrist sau vreo steară tăcitoare, nu te grăbi să tragi concluzii pripite de genul și a pierdut mântuirea, a pierdut Duhul Sfânt. E posibil să fi fost tot timpul doar un nor fără apă. Pe din afară arată a nor, arată creștin autentic, dar nu are apă, nu are viață, nu are substanță. Sunt multe tipuri de credință doar una e mântuitoare. Doar una produce roade. Vedem asta în pilda semănătorului din Matei 13. Roade care rămân, bineînțeles. Nu înflorește pe moment și după aia se usucă. Așa că fi credincios cuvântului lui Dumnezeu. El știe mai bine. nu screa crea învățături în baza experiențelor tale. Că așa simți tu, că așa ai văzut tu, că unul și-a pierdut mântuirea. Și vreau să citesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt în nou legământ. Ioan 14 cu 16 spunea Domnul Iisus Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Care să rămână cu voi în veac cuvintele astea spuse direct din gura Domnului Isus, care nu poate să mintă, ar trebui să fie suficiente pentru orice creștin care pretinde că Hristos este stăpânul și învățătorul lui. Dar nu este. Pentru că mulți din și lui urmași au impresia că știu mai bine ca el. Vor să-l învețe ei cum stă de fapt treaba. Și încep să-i ureze cu povestea lui Saul din vechiul legământ sau tot felul de povești. Când Domnul Isus ne promite că ne va da Duhul Sfânt și va rămâne cu noi în veac. Asta e făgăduința noului legământ. Efesen 1, versetele 13 și 14 Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, în Hristos, și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii voastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Deci credincioșii sunt pecetuiți cu Duhul Sfânt. A pecetui înseamnă a sigila sau a ștampila ceva. Și Pavel ne mai spune că Duhul Sfânt e o arvună a moștenirii noastre. Arvuna e o plată în avans, o garanție. De exemplu, dai arvună la restaurant înainte de nuntă. Și dacă ai apucat să dai arvuna asta, să faci plata asta în avans, o mică parte din prețul care trebuie să-l dai complet și după aia te răzgândești, ai pierdut bani. Nu mai poți recupera. Dar, în cazul de față, Dumnezeu este cel care face plata în avans. Și plata asta în avans, garanția, e Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu îi dă cuiva arvuna, Duhul Sfânt, iar apoi se răzgândește, înseamnă că Dumnezeu ar pierde Duhul Sfânt. Și asta e o blasfemie. Efeseni 4 cu 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Aici se înțelege clar că e vorba de o sigilare. Ați fost sigilați pentru ceva. Până la un anumit timp. Adică pentru ziua răscumpărării. Și se referă la răscumpărarea finală, la înviere, când vom avea trupuri noi de slavă. Deci nimeni nu vă mai poate desigila până atunci. Sunteți sigilați pentru ziua răscumpărării. Asta e ilustrația lui Pavel. Nu se poate mai clar de atât. Dar partea tristă E că sunt conștient din experiență că pentru cei mai mulți care se apropie de scriptură cu preconcepțiile lor, nu va fi de ajuns oricâte versete clare le arăta. Pentru că nu vor să înțeleagă. Nu vor. Tot timpul vor găsi un verset mai obscur pe care îl vor interpreta greșit. Doar ca să-și aprobe convingerile pe care le au deja. Și asta în timp ce le vor neglija pe cele mai clare. Dar pentru cine vrea să înțeleagă, totul e simplu. Dumnezeu a spus așa, înseamnă că așa este. E atât de simplu. Dumnezeu m-a sigilat, m-a pecetuit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării, îl cred că nu va mai lua niciodată Duhul Sfânt. Și închei cu Romani 8 cu 11. Tot Apostolul Pavel spune. Dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, și evident vorba de Duhul Sfânt, și am văzut deja că nu mai pleacă, dacă a venit să locuiască în tine, nu mai pleacă, deci dacă Duhul Sfânt locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, adică Dumnezeu, va învia și trupurile voastre muritoare. De ce? Din pricina Duhului Său care locuiește în voi. E aceeași idee din Efeseni. Duhul Sfânt e arvuna, e garanția mântuirii mele. E sigiliu pe care nimeni nu mai poate desigila până în ziua răscumpărării. Adică până la înviere. Asta e făgăduința noului legământ. Asta e făgăduința Tatălui despre care vorbea Domnul Isus. Duhul Sfânt va veni și va locui în noi și nu mai pleacă. Și oricine spune contrariu, contrazice în mod direct cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui. Și nu vreau să speculez acum, dar e posibil chiar să fie influențat demonic. Satana e singurul care vrea să te gândești că Dumnezeu ți-ar putea lua Duhul Sfânt și ți-ai putea pierde mântuirea. Ca să trăiești o viață plină de frică, în panică, Aoleu să nu fac aia că mi-a -mi Duhul Sfânt, să nu fac aia că nu -mi mi-a Duhul Sfânt. Nu asta e trăirea creștină. Într-adevăr, dacă nu ascult de Dumnezeu, îl întristez pe Duhul Sfânt. Și asta spune Pavel în Efeseni 4. Și chiar ne spune după aia cum să nu îl întristăm. Da? Trăind în ascultare de Dumnezeu. Dar niciodată Dumnezeu nu își va retrage Duhul Sfânt de la mine. Îl voi întrista pe Duhul Sfânt și voi pierde acea părtășie intimă cu Dumnezeu. Și asta pentru un copil al lui Dumnezeu e cea mai mare pedeapsă. Un om din lume nu poate să înțeleagă lucrul ăsta. Sau un creștin fals. Dar ăsta e al subiect. Deci, orice creștin care a crezut cu adevărat Evanghelia, care a fost născut din nou de Dumnezeu în mod suveran, a primit darul, făgăduința Duhului Sfânt cu care a fost pecetluit pentru ziua răscumpărării.